tot pământul ăsta cât vezi cu ochii, odinioară era al nostru. Peste 20.000 de pogoane, de-a lungul Argeșului. Se numea simplu, Moșia Amar, ori Moșia Iuga. Acum nu ne-a mai rămas nici jumătate. Partea de dincolo de pădure a fost cea din tâi înstrăinată. Proprietarii a ajuns străini de noi, nici nu stă în țară. În direcția asta e Babaroaga. Moșia e în dreapta, zestrea nevestimii, vreo 2500 de pogoane. Dincolo spre Ialomița e Moșia Lespezi, acumatului meu Gogu Ionescu, alte vreo 2000 de pogoane. Amândouă moșiile sunt arendate unui anume Cosma Butuc. Așa. Încolo e satul Humele, moșia generalului de Dârlat. Mai la stânga satul și moșia lui Ioniță Rotompan, boier Sadea. Prieten bun cu tata. Domeniile Ghica. Nu mai știu câte mii de pogoane. Firește, arendate. Oprește, Petre. Vreau să-ți arăt pământurile noastre care le mai avem. Ce vezi aici, dincoace de drum, e tot ce ne-a mai rămas. Vreo 10.000 de pogoane. Trup de pământ cam ciopărțit spre disperarea tate. Totuși, domeniul cel mai important din județ. Satele Bârlogu, Ruginoasa și, în sfârșit, Amara. Mai peste tot e câte un conac simpatic. Hai să le vezi. Dă-i drumul, Petre. Asta duce la Roci, unde are o moșie frumoasă prefectul Boierescu, rivalul tău. Bine, Grigore. Mi-a arătat atâtea moșii, moșii peste moșii, mari și frumoase. Dar pământurile oamenilor, unde sunt? Pământurile oamenilor? Da, pământurile. E, vezi, asta e problema țărănească. Pământurile nu prea sunt. Se duc, se mai duc odată. Ce e, Petre? Nimic, boierule, ziceam de cocori că se duc. Cine-i oprește? Construit acum 6 ani, în 1900, cadou meu pentru Nadina de începutul secolului.
Casa bătrânească are peste 200 de ani. Uite-l și pe tata. Ei, bată-te, este bată, domnule Baloleanu. Lei tatăl dumitare. Bine ai venit să te simți ca acasă. Ce știri de la Nadina când vine? Am primit o telegramă, tată. În câteva zile e aici. Vânezi? Până vă aranjați, pe mine să mă iertați. Sper să te simți ca acasă. Ai să te odihnești și regește. E aici o liniște de paradis. Te rog să nu întârzi. Tata e în stare să se supere. Du bagajele în odaia de acolo. Instalează-te și vin să te iau. Să trăiți, Coane Grigore. Bine ați venit. Bine ați venit, Coane Grigore. Ați auzit ce am pățit? Adică, de unde era să auziți? Salut, Cosmo. Băiatul dumitare? Da. S-a făcut mare. Ce studiază? L-am dat la drept. Cât am furat? Pe puțin jumătate de vagon de porumb, Coane. Acum vedeți dumneavoastră norocul meu. Păcatele mele de arendaș. Nu e glumă. Când țăranii se adună mai mulți pentru prădăciune, nu mai e glumă. Ei, să nu exagerăm, tată. Am mai furat țăranii și altă dată. Ei, și? Parcă nu se fură de când lume. Nu. Astea sunt rezultatele vorbelor de clacă cu care ați împuiat urechile țăranilor. Ia să-mi trimeți încoace pe primar și pe șeful postului de jandarmi. De unde o fi să-mi găsească imediat hoții. Altfel pe ei iau de guler. Vai de mine, Coane Mirvani. Vreți să-mi dea foc? Să mă nenorocească de tot? Eu am venit să mă plâng la asta așa. Mă ocup eu de chestia asta. O consider de importanță excepțională. Răul trebuie curmat de la rădăcină. La timp. Izbășescule, du-te cu dumnealui. Grigorițe, dragă, tu ce știi despre moșia Babaroaga? Nadina intenționează să o vândă? Din partea mea n-are decât. Iese străin. Dar fără consimțământul tău știi bine că nu poate înstrăina nimic? Consimțământul meu. Îl are anticipat. Oricui ar vinde? Oricui. Ai venit, Petre. Tu ești supărat, Petrică. Ești supărat pe mine, că m-am îmbolnăvit. Ce să eu devină, Petrică? Mâine mă scol și-mi văd de lucru. Să-ți fac ceva de mâncare, mamă. Să trăiți, domn șef, i-am adus. Acum să-mi spuneți cine a furat porumbul arendașului. Voi sunteți pândari la hambare? Voi trebuie să știți cine a furat. Că e un vagon de porumb nou. Spuneți-mă, băieți, mă. Ce să spunem? Ce vagon? Domnule procuror, paguba să tot fie vă trei saci, dacă e.
Da, că a recunoscut și Boier Cosma, arendașul. Ce vagon? Să mă bată unul Dumnezeu! După ce mai în forma e și obraznic. Și te juge pe Dumnezeu, a? Dumnezeu, mate! Adică, convine asta, domnul primar. Boierul zice că s-a furat un vagon și arendașul trei saci. Păi altfel se închetează un vagon și altfel trei saci. Chestiunea țărănească nu se poate rezolva fără sacrificii, domnul Iuga. Țăranul vrea pământ. El atâta știe și asta-l doare. Iartă-mă, Alexandre, dragă. E ușor a stârni poftă. Mai greu e să le împlinești. Nu, Grigoriță, asta nu înseamnă a stârni pofte. Asta e propagandă electorală, primejdioasă. Aș vrea să te văd prefect, domnule. Baloleanu să vină țăranii să-și ceară pământ. Pardon, pardon. Eu nu discut chestiunea din punct de vedere particular. Fac abstracție că dumneavoastră sunteți proprietari și că eu fac politică. De fapt, dacă ar fi nevoie de sacrificii, sunt sigur că... Ba te înșeli, te înșeli grozav, amice. Eu n-am să fac sacrificii. N-am să consim niciodată să mă despart de pământul de care mă leagă un trecut de greutăți, de mândrie și de tot. Pentru mine pământul înseamnă viață, nu politică. Nu știu, tată, dar atâta vreme cât pământul le intră pe mâna arendașilor, nicio înnoire. Tu, Grigoriță, vorbești ca o femeie sentimentală cu studii înalte la Leipzig. Rânduielile vechi și cinstite sunt bune, nu arendașii. Politicienile strigați îți în lume. Să nu exagerăm. Pane Miron, eu nu m-am referit la... Grigoriță, vezi ce vrea domnul ăla în haine țărănești. E învățătorul, tată. Adică nu vrei să spui cu frumosul? Lasă-i, domnule Boiantiu! Nu vrei să spui cu frumosul, grijanea mamei voastre, Dumnezeu! Lasă-i! Boierul! Să rămână, Coane! Lasă-i, dă-le drumul acasă! Cu Coane, boierul Miron? Dacă oamenii spun că n-au furat... Știu cu Coane că n-au furat! Știu păcatele mele, am cercetat! Dar boierul Miron, poruncă acum cu Coane! Acum lasă-i în pace! Să duiți! Mi-a omorât pe degeaba, boierule. Miluiește-mă și pe mine, boierule. Boda prost. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu. Nu trece nepăsător, boierule. Că s-apropie ziua judecății și o să-ți pară rău că n-ai ascultat glasul. Și vor veni călăreți cu săbii de foc să pedepsească lumea cea plină de... Să rămână, boierule. Ce-i, băieți? Frumoasă zi. Ce făcurăm, oameni buni? Șeful ne omoară și noi n-avem curajul să-i spunem o vorbă. Thank you.
răbărare, ce hârtoape! Mi s-au zdruncinat creierii! Bine ați venit, dragii mei! Slavă Domnului! Dragul meu, bine te-am găsit! Dar pe mine nu mă mai prindeți. Binevenit. Dacă nevastă are poftă de emoții tari, să-și găsească alți clienți, nu pe mine. Alexandre, dragă, oi fi eu de modă veche, dar pe mine să mă duceți cu tine. A, tu erai. Deci nu te-am recunoscut sub deghizarea asta. L-am luat și pe el ca să fie compania mai plăcută, nu te super, nu? Nu. Rudolf, ai grijă să nu se piardă ceva. Uite pe Alexandru. Tăicuț! Tăicuț! În sfârșit! Bine te-am găsit! Am pus și noi mâna pe tine, strângăriță frumoasă și nestatornică. Numai două zile, tăticuțule, dar de Crăciun sunt sigur aici. Promit! Cric, dragule, vrei să te ocupi tu de Raul? Să-i se dea o cameră. El e mai străin aici. Cu ochii pe mine. A zis că te dă pe mâna jandarmilor dacă... Florica. Florica, hai să fugim. Unde, Petrica? Unde? Coliță, iertare. Eu sunt Petre, un țăran de aici, din Amara. Am și o inimă și aș vrea să... Coliță, sunteți femeie și înțelegeți. Aveți milă. Vă plătesc cum mai putea. Dați-mi două pogane de pământ. Ai, ai, pleacă,
până nu te spun. Și eu care credeam. Intră. Bună dimineața, Conașule. Ce să vă calc? Stai, pierde-te. Te-ai frică de mine? Spune-mi drepte. Și eu care nu mi-am dat niciun examen din cauza ta. Nu mai privi așa. Te rog. Nu, Conașule, nu. Nu fi proastă. Nu fi proastă. Să-mi spui ceva, Tăicuț? Ceva foarte serios, Nadine. Am auzit că vrei să vinzi Babaroaga. Aș cumpăra-o eu. Deși nu-mi place să fac afaceri în familie, Tăicuțul meu drag merită o excepție. Preoar bun? Fie frică, Bucoană.
De ce n-ai mers cu mine în sanie? Ți-ai încolocit brațele de gâtul lui cu atâta ardoare, de parcă... Nici nu mi-am dat seama. N-a fost cu intenție. Lasă, lasă, balolele. Anarhia, numai dumneata o vezi că ești în opoziție. Eu fac politică, domnule prefect. Sunt obligat să văd realitatea oricât de neplăcută. Ceva trebuie să se schimbe. Ce? Nu știu exact. Ei, depinde. Depinde de împrejurări. Guvernul trebuie să păstreze cum până dreaptă. Atât. Guvernul ăsta? Da. Gem de slăbiciune. Mă exasperez, nu mai pot. De ce mă chinuiești? Ai răbdare. Nu mă strânge așa. Ai promis solemn, Nadi. Te aștept, auzi. Bine. Da. Staci. La masă. Poftiți la masă. Steaua sută tare, ca o taină mare, steaua luminează și adevărată și adevărată. Colindătoră! Vino să-i vede! Poftim, domnule învățător, intră și cinstește cu noi un pahar cu vin. Intră. Și copiii, bineînțeles. Vezi, domnule Baloleanu, depinde cum se dești dragostea, nu oameni. Nu sunt înscris în niciun partid, domnule prefect. Tocmai pentru a-mi păstra libertatea judecății. Dar țara e în fierbere. Pe dumneata nu te acuz, directorii. Dar Baloleanu, pentru că mi-e rival, e, nu pot admite să fim denigrați. Ascultă, domnule, ăsta, cum te cheamă, domnule învățător? Dragoș. Așa, Dragoș. Spune dumneata că trăiești în mijlocul țăranilor și ești din popor, dar spune deschis. E liniște și ordine pe aici, ori e anarhie, așa cum susține dumnealui? E liniște, domnule prefect. La noi e liniște și pace, dar e și multă sărăcie. Sărăcie. Sărăcia nu intră în atribuțiile. Suntem abia de Crăciun și oamenii nu mai au porumb. Și s-au îndatorat peste puterile lor. Poate să zică? Ce spuneam eu? Și guvernul? Ce face guvernul? Sute de țărani din Moldova vin la București. Atâta vreme cât vin, înseamnă că mai cred în ceva. Dar când nu vor mai veni... Oamenii nu se ajung de asta. Când oamenii pretinși serioși proclamă că țăranii nu pot trăi, țăranul cum să mai respecte rânduia? Este foarte grav. Rezolvare. Este o... Trăiesc la biroul băgii mele, dar am impresia că țăranul s-a angajat într-un proces evolutiv. Un proces care ne-ar putea fi fatal. Ce proces? Țăranul e numai șiret. Da, șiret. Cere acum porumb, să aibă rezerve, să mă joace la învoiel cum îi place. Pe mine. Ei, tăicuț,
Țărani, pământ și iar pământ și de Crăciun. Vreau să dansez. Raul, pune un vals. Tecuț, te invit la vals. Ai dansat prea mult, dar nu-i nimic. Bine că ești fericită. Noapte bună, inima mea. Gric, vină. Ești tare drăguț. Noapte bună. Ai trecut, mă înșel. Credeam că eu voi fi cel de întâi. Ah, ce soare e azi. Cine aș fi crezut după ninsoarea de azi noapte? Ai un sfert de ceas, grăbește-te. Pleci imediat la București. Bine, dar... Adică ce să înțeleg? Îmi refuz creditul. Dragul meu, suntem prea vechi prieteni ca să nu te pot refuza. Cu bine. Di! Tăicuț! Dar ce s-a întâmplat? Tăicuț, dacă vii în București, treci neapărat pe la mine. La revedere. La revedere. Rămâi cu bine. Ce s-a întâmplat? Parcă nu era vorba să pleci. Divorțezi, tată. Stai, nu! 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 N
Lasă-mă să vezi! Lasă-mă să faci! Ana, și preții ăsta aici! Nu mai da! Lasă-mă, ai întins cu domnii! Ce e, lupule? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă! Ce pacos a dat peste tine? Lasă-mă să apeși! Lasă-mă, ai întins cu domnii! Lasă-mă, omule, fata, cu omor! Ana, frașu! Dar ce-a făcut? Lasă cu coane, știi dumneatare mai bine? Știi că feciorul dumitare unde e? Întreabă-l să-ți spui. Băiatul meu la București, la examene. Vai de mine, dar ce-a făcut? Ce-a făcut? Dumnezeu să-i plătească dacă nu poți să-i plătească oamenii. Mi-a bat ciucurii fata. Și eu ca un prost v-am slujit. Lasă-mă, lupule, astea sale tinereții. S-au mai întâmplat, n-a pierit lumea. N-a pierit, boierule, nici nu o să piară lumea. Să-ți cauți alt loc, o făt. Stai, bă. Dumnezeu vede și judecă! Stai, bă. Ana, fura ei! Ce strigă asta, Petre, a? Parcă arde undeva. Nu arde la noi, în Moldova. Ce căldura dracului a fi de acolo. Eu iau o casetă. Hai, vă, dați-le dracului de minciuni. Hai că trebuie să o găsim pe cucoană. Hai, hai. Hai. Guvernul se clatină. Nu mai da bani. Ia universul, ia universul, ia speciala. Ia speciala, guvernul se clatină, Moldova în flăcări. Ediție specială, ediție specială. Eu dau automobilul, coane. Aha, aici așa. 23. Aha. Hai. Hai, hai, ne-a mea. Aici. Ce vreți? Bună ziua, boierule. Venim din Amara și am vrea să vorbim cu Nița. Să-i dați asta din partea noastră. Aoleu! Dar tocmai acum v-ați găsit? Ești Natalia, om de omenie, că venim de departe. Și singura noastră nădejde asta e. Bine, stați aici. Pot să te ajut cu ceva, Sherry? Nu. Să rămâi nelepăniță. Nu înțeleg de ce v-ați deranjat. Am spus doar că nu vând. Ce mai vreți? Și dacă vând, vreau bani. Și voi nu aveți, așa că... Cucoană, noi am putea putem să... Putem să... Da. Ei, hai, duceți-vă acasă și vedeți-vă de lucru. Domnule ministru, situația se agravează din zi în zi. Devine insuportabilă. Exagerez, balone. Domnule ministru, vă rog, acum ori niciodată poate... Vă rog să mă iertați un moment. Voi nu sunteți din Amara. Tu ești Petre. Păi nu v-am dus eu cu trăsura? Cu Sania? E, ce vânt vă aduce? Așa, că dumneavoastră ne cunoașteți.
Noi am vrea să cumpărăm moșia cu coane, da? Da, da. Oameni buni, eu v-aș ajuta. Dar acum n-am timp. Am ședință la cameră. Am să vă apăr interesele, să știți. Așteptați-mă la cameră. Când termin, stăm de vorbă. Știți unde e? Da, 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 descurcăm noi, da. Iată... Ce noroc pe noi! Curios fel de afirmare ai, Balolene. Permiteți, vă rog. A, unde o fi camera? Da, unde o fi camera? Ce noroc, vei! Lăsați-vă, că întrebăm noi. Opoziția ar trebui să fie loială față de guvern în momentele acestea grele. Guvernul! Domnilor! Cine tu? Liniște, liniște! Domnilor! Guvernul nu este în stare să rezolve problema țărănească. Tulburările cuprind toată țara și guvernul, în loc să ia măsuri eficace, micșorează taxa la benzină. Orice patriot, când țara e în primejdie, e dator să ia o atitudine. Numai o reformă agrară ar putea liniști pe țărani. Pământurile trebuie date țăranilor. Bătaie de joc! Rușine! Până la urmă, opoziția se pupă în votul guvernului. Pământ țăranilor! Libertate, egalitate, fraternitate! Trage de vecernie. Domnul a ne uitat aici. Stăm degeaba. De ce, Toadere? Dacă a zis să-l așteptăm, eu zic să mai întrebăm noi că Serafime. Nu mai întrebăm nimic. Hai de la Dumnezeu, mamei lui, Doamne, iartă-mă, că am înghețat ca un leu. A avut dreptate, domn învățător. Apoi pe aici am cam terminat. Hai. Puh! Îți mai bați și joc? Îți mai bați și joc? Lasă-i! Ați merită să fiți puși! Ce e, domnule? Ce a făcut? Și ce dacă e ofițer? De ce dă-n om? De ce? Mortul e un arendaș din Moldova, colonelul Ștefănescu, la omorât țărane pe moșie. Da? Unde, domnule? Moldova, prin părțile Dorohoiului. Da? Și ce vina mea dumnealui? Ia să mai culețe câțiva dintre ei. O parte. Să vezi cum se învață mie. Ura! Ura! Cât de pupă mă tărice! Preșteați-vă! Dai fără milă, milă, mătii! Ura! Asta e dreptate în țara românească! Preșteați-vă! După aia 7 piei, după lui și tot îi dau! Să nu te duc la poliție să ți moaie oasele ca pe vestul! Cer curăță toată lumea! Vezi, moșule? Cărați-vă! Ați văzut oameni, preșteați-vă! Ce ziceți? Cărați-vă! Satele s-au revoltat și au dat foc. Așa, așa. Până nu pune și noi mâna pe topor. Taci, mă, Serafime. Taci! Thank you.
Ce-i oameni buni? Uite că m-am ostenit eu și am venit să vă întreb ce-i cu voi. Muncim, muncim și... Nu mai putem coane cu învoielile vechi. Nu ne mai ajungem, boierile. Spuneți, ce convoiele? Dumneata, în numele cui vrei să vorbești? În numele sătenilor, domnule Iuga. Te-au însărcinat ei pe dumneata? Nu, dar conștiința mi-a dictat. Atunci pune punct. N-am nevoie de mijlocirea dumitale ca să aflu ce vor oamenii mei. Mijlocitori de teapa dumitale sunt pacostea țăranilor. Le otrăvesc sufletile lor simple. Le tulbură viața. Vă rog să mă credeți. Eu... Destul. Cu dumneata nu mai am ce vorbi. Alții ar trebui să vorbească. Iar voi băgați-vă mințile în cap. Eu n-am să mă rog de nimeni. Iar când mă veți ruga, voi n-am să mă las înduplecat. Iscăliți în voile așa cum sunt, că sunt bune. Mână! Pământul ar trebui lucrat dacă nu s-ar împotrivi nenorociți ăștia cu învoielile. Tată, ar trebui să intervii pentru învățător. Adică să mă umilesc în fața țăranilor? Nu e nicio umilință, tată. Dragoș n-a săvârșit nicio crimă care să... Dragoșul tău e instigatorul sătenilor mei. Ce ați făcut voi la oraș a făcut el aici în sat. Tată, Dragoș e indispensabil în sat în momentul de față. Numai el ar mai fi în stare să-mi frâneze pornirile de... Frâna sunt eu, Grigore, nu altcineva. N-am vrut să te supăr. Dar dumneata nu citești gazetele. Bucureștiul e îngrozit de ce se petrece în Moldova. Nu numai că au dat foc la conace. Au fost omorâți și câțiva arendași. Trăiește cu picioarele pe pământ, tată. Țara arde și dumneata umbli să cumperi moșii. Tu nu m-ai înțeles niciodată, dragul meu. N-ai înțeles nici măcar atât. Tatăl tău nu cedează nimănui. Și nu se pleacă decât în fața lui Dumnezeu. Atunci, mie nu-mi rămâne decât să plec precum am venit? Cred că da. De altfel vine și Nadine. Tată, de ce ai chemat-o? Dar ce e ciumată? Dacă divorțiezi? De asta, tată, dar... Ca în toate exagerezi. Întoarce-te liniștit la București și lasă-mă pe mine să-mi apăr pământul. Cât trăiesc, asta-i datoria mea. Mă, Luca, mă, tu nu mă crezi? Am văzut cu ochii mei, mă! Toate conacele din porunca lui Vodă. Păi mă dai. Toate conacele dintre Roșior și Alexandria au ars, mă. Vodă nu i-a mai răptat pe boieri și-a pus alții în loc. Dar și ăștia s-au dat cu generalii ca să omoare prostimea, mă. E, vă uitați, bă, în gura nebunului. Care porunca lui Vodă? Să trăiți. Ce mai așteaptă oamenii, Echimie? Parcă știu și ei ce așteaptă conașul. E, ca proști. Neică! Taci, mă. Du-te pe afară. M-am mai bolnavă.
Doamne, Petrică, groază mi-e să nu pățești ceva. Te amesteci în toate. Nu mă amestec, mamă. Dar dacă oamenii mă cheamă, trebuie să mă duc. Că ar fi rușine să stau. Petre, să ai grijă de copil. Taci, mamă. Și cu Florica. Ea nu-i de vină. Și cei de ruginoasă i-au văzut pe călăriți, îmbrăcați în alb ca neaua și cu săbii. Noi ne-a trimis de la București să dăm de știre oamenilor. Pe boieri și pe arendași să-i alunge, să le dea foc la conace. Cine nu ascultă porunca? Liniște, dar pe la voi? Ce? Ce au dat foc la conac? La care? Păi, uite, ți-am făcut. Ha? În Vlașca? Nu-i chiar așa departe. Păi, Bun. Bun. Lasă, că am eu grijă. Vino încoace. Să trăiești. Uite-te și... Ce vrei, soră? Lasă-mă în pace, că avem chestiuni. Domn primar, vine domnul prefect în inspecție. Aoleu. De ce a venit, mă, cu conița și prefectul? De ce? Uite de ce! Să-i vândă moșia, lui ăsta. Ce-i, Petre? Ce te doare? Cu coane să te astâmperi cu babaroaga. Ce-i, omule, dar ce s-a întâmplat? Știi, tărică. Pe oameni buni, eu nu mă bag, nu mă amestec. Dacă o luați voi, eu... Păi de-aia, să nu te amesteci! Că suntem molui și fricoși. Hai să știe că pui mâna pe par. Vezi, ar mai îndrăzni? Dacă ne-am tot lăsat ca atunci. Va mai bine să le dăm foc. Îți mărturisesc, domnule prefect, n-am încredere, dar dacă dumneata crezi... Domnule Iuga, important e... Nu vreau să apar inflexibil. Da. Domnule Iuga, în fața primejdii iminente, datoria noastră a tuturor românilor, nu așa, este... Să rămân boierile. Aici e încă liniște.
ce-o fi pus la cale boierul Miron cu prefectul. Noroc! Bine v-am găsit, băieți! Trăiți, domn prefect, să rămână că nu-i Mirane. Tu ești primarul? Da. A, da, te cunosc. Ei, liniște pe aici, ai? Ordine? Toate bune, domn prefect. Bravo! Așa îmi place, băieți! Bravo! La o parte, mă! Hai, hai, faceți-o! Faceți-o la o parte, băi, drept! Poftiți, domnule, poftiți! Da, 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 așa, nu e nimic. Încă o dată, bine v-am găsit! Fraților! Voi știți că Opinca e talpa țării. Guvernul apără munca voastră sfântă. Țăranul român este cu minte și harnic. Și regele și guvernul vă poartă de grijă. Pământul cere ca munca. Pe domnul Miron Iuga să ajungem la o pace frumoasă. Cu dumnealui o mai vedea noi, domn prefect. Dar acum a venit răzmerița. Oamenii vor să apuce și ei nițel pământ, că n-au deloc. Cum apucă toți pe unde trece focul. Sunt moșii destule pe care boierii le-au lepădat și le țin alții. Numai ca să stoarcă bani din munca noastră și să-și bată joc. Noi putem trăi în pace, dar să ne dați pământ. De unde e pământ omului Dumnezeu? Care pământ? Dar de ce a venit cu corița aici? Ca să vândă pământul? De ce a venit? Să ne schilodească copiii? Taci, mă! Să se ducă de unde a venit la ciocorii ei! Ce crede ea că... Ia mâna de pe mine! Ce ți-o spune, ta? De ce pune mâna pe el? Uite, copii, l-ați supărat pe boier. Se poate? E, rămâneți cu bine și să fiți liniștiți. Loc, faceți loc, hai, loc. La o parte, faceți loc, hai, mișcă. Uite acolo, la o parte. Unde se mai duce asta? La Baba Roaga. Feliz, bă! Feliz că vine! Imediat. Nu pot pornesc conița. S-a stricat magneto. Aoleu. Dar eu zic că tot nu făcea să porniți acum asupra nopții pe drumuri. Dormiți aici, la Baba Roaga. Da. Fiți liniștite, coniță, nu o să întâmple nimic. Prefectul a vorbit cu oamenii. Vă spun drept și mie la început mi-a fost frică. Nu. Vreau să plec imediat. Nu mai vreau să dorm noaptea asta aici. De ce, coniță? Oamenii nu știți cum minț. Îi cunosc eu. De altfel, nici nu aveți tren până mâine dimineață. Cine? Deschide-ți, Bășescule! Deschide! Ce? Hai! Ce? Hai, cardenare ruginoasă! Aoleu! Dă-și! Ia uite, dă-mi! Uite! Iată! Ce facem? Ce facem, domn primar? Știu eu, să vedem. Să mergem la ruginoasă, știu eu. Să scoatem o căruță.
Deschide-ne, Busuiace! Busuiace! Mi se pare, măi creștin, că a venit revoluția. Ia stați. Nara. Da încotro, domn șef. Datoria Serafimii. Care datorie? Să bateți oamenii. Le-aud? Dar te poți ca o cucoară, Serafine! Ia stai, tău! E de așa! Dă-mi ceva să mă îmbrac. Du-te după Cosma. Du-te și caută o trăsură, o căruță, ori altceva. Doamne, doamne, maică, prece. Să te jucănim. Nu mai sar pe fetele și nevestele oamenilor. Decorează-l, mă! Pune-i-le pe piept.
Stai, nu zbiera. Nu! Stai, cocoane. Stai, cocoane, că te omor. Cocoane, ți-ai bătut joc, eu de ce să nu? Ți-ai bătut joc, eu. Doamne, iartă-mă! Hai, luați fraților! Te rog, comandant! Ia tu arma aici. Mult. Bun. Așa. Ia. Ia. Mamă, mamă, uite. Mâncare bună. Și să vezi cum te pui pe picioare. Mamă. Mamă. Aoleu, noi fi murit. Dumnezeu să te ierte, mamă. Că ați venit toți satul, cu cățel și burcel. Și cine v-a chemat aici să-mi stricați straturile? În o gradă nu puteați aștepta? Ori v-ați boierit de când umblați cu revoluția și cu blăstămățiile. Dar acum, dacă ați venit, ce mai spuneți? E poruncă! E poruncă de la vodă, boierule, să luăm pământul. Că cine nu se supune... Păi după basme de-astea vă luați voi, măi băieți. Politicieni își bat gura și voi vă luați după ei. Ați înnebunit, măi copii. Ia stai, cucoane, că noi nu ne-am sculat așa de florile mărului. Tu să taci, tâlharule. Ce să taci, sunt sluga, da? Tu! Îmi spui tu să ieși imediat din curtea mea!
Nu ies din nicio curte. M-am frust tu pe mine. Nu mai ai nicio curte. Stai că te învăț eu minte, tâlharule. Imediat să ieși de aici, hoțule, ori ieși pe targă. Ascultă, boierule, nu ies. Și încearcă numai. Sătura Dumnezeu din pământ. Petre! Petre! Petrica, hai că-l omoară pe bătrân, pe boier. Tata m-a trimis. Marș, mă! Unde e boierul? În casă. Mort? Nu vă ajunge că l-ați omorât? Nici să odihnească, nu dați pace? Nu! Na, Luca, Vitelică, mai cu minte. Ia-ți mă de treabă, mă. Nu stricați, oameni buni! Ce cauți mai aici? Fugi acasă! Rușine asta, Petri! Ce-ai nebunit și tu? Mă, n-aveți ce căuta aici! Ieșiți afară! Ieșiți-mă afară! Ce-i toate? Uite la ea, cum își bate joc de noi. Omoară, măi! Așa dă, Petrică! Ce stați, fraților? Dați foc să ardă! Thank you.
trăit funcția de prefect în niște momente, te felicit totuși. Am ținut să te întâmpin aici, în inima județului atât de greu. Griguță, cine ar fi crezut ca tocmai la Amara să se întâmple cele mai groaznice? Știți ceva exact? Vă rog să... Nu, nimic exact. Să sperăm că nimic rău. Dragii mei, trăim cea mai cumplită tragedie din istoria neamului românesc. Da, da. Sunt în posesia manifestului cu reforme. O armă pacificantă excelentă. Când săranii au apucat să se răscoale pentru pământ, greu se vor mulțumi cu reforme platonice. Nu crezi că ar fi posibil să ni se împartă moșiile? Acum... Eu nu. Tu credeai. Una este o credință intimă la un moment dat și alta este posibilitatea realizării. Da, da. Ce dilemă îngrozitoare. Totuși, reformele... Eu mă îndoiesc de eficacitatea reformelor actuale. A iubi pe țăran nu înseamnă a le tolera tâlhăriile. Domnule prefect, suntem gata, putem porni. Ce-am auzit sper să nu fie adevărat, domnule Iunga. Pe mine vă rog să mă iertați. Da, da. Mergeți cumva în direcția Amara? Din păcate, mai întâi pe Rociu. Exercițiul dureroaselor funcțiuni. Ce e? Nu, mi s-a părut. Mă cuprinde groaza la gândul că acești țărani ar putea fi cândva organizați. A. Te felicit din inimă, dragul meu. Ești un prefect tânăr. Am fost adversar. Acum însă... Ce? Ce? Cine ordona să se tragă? S-a tras în aer, preventiv, domnule prefect. Nu-i vedeți cum stau? Evite-i, nu ia țâța. Ne ajunge cu țăranii. Vrei să intru în conflict și tu? Știți că la Pașcani au făcut grevă? Nu s-au urcat pe locomotive. Îi înlocuim cu militari. Cu militari? Și cine va conduce trenul cu trupe? Trebuie să-i silim prin forța armelor. Atunci ce ne faci? Ce vă e frică? De ce n-a stat acasă? De ce v-ați culat contra boierilor? Ori credească boierii stau cu mâna în sân și ne lasă pe noi să ne luăm moșiile, a? Dacă și vă dă minte, atunci un porc. Nu mai răbdăm noi. De, n-ați ascultat pe cine vă învață de bine. Și acum... Toată lumea cumbic cu mare să iasă la capul satului. Dar nu cu mâna goală. Să ia fiecare ce găsește. O coasă, un topor, o furcă, ceva. Așa. Pământ de pămână nu se află nicăieri. Ori îl plătești cu bani, ori cu altceva. Fără plată nu se poate. Dar acum, ce-o vrea Dumnezeu?
vie, pe ei așteptăm. Desfășurare! Capitan, să nu ne pierdem calmul. Cum doriți dumneavoastră, domnule prefect. Dar îi vedeți, vă puteți convinge că nu merită altceva decât trompet? Calm, domnule capitan, calm. Nu, nu, mai întâi trebuie să... Sper că soldații dumitale sunt siguri. Soldatul român execută ordinul, atât. Bine, dar totuși manifestul... Ce manifest? Plecă-mă de aici! Nu au voie să tragă în oameni! Nu-ți fii frică, moșule! Mie, mă! Sigă că la plân o moșluca! Du-te acasă, muierea lui Dumnezeu! Nu vă lăsați, fraților! Domnul capitan, ne asaltează țăranii. Dumnezeu, domnule! Trompet! Sună foc! Încărcați! Hai! Ce faceți, mă?